Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia a ajuns la final. Ediția 10 a festivalului s-a încheiat cu parada trupelor pe esplanada Catedralei Romano-Catolice și pe strada Mihai Viteazul. La Romana Apulum au participat peste 400 de renactori din România, Malta, Ungaria, Italia, Polonia și Ucraina, care au reconstituit fidel luptele și meșteșugurile din Antichitate. În cadrul festivalului, care a început pe 11 august, au fost prezentate parade ale dacilor, romanilor, gladiatorilor, ninfelor, desfășurate în cetatea Alba Carolina. În tabăra antică au fost prezent printre altele gastronomia din vremea dacilor și romanilor, prelucrarea osului, lemnului și lutului, precum și antrenamentele gladiatorilor și soldaților romani. De asemenea, au fost organizate tururi ghidate al principalelor obiective romane ale castrului Apulum. Demonstrațiile de luptă ale dacilor și romanilor, luptele dintre gladiatori și dansurile nimfelor au atras o mulțime de spectatori, mari și mici. Lun seara a avut loc și o spectaculoasă reconstituire a bătăliei pentru Dacia. Actualul oraș Alba Iulia se ridică peste ruinele anticului Apulum, cel mai mare oraș roman din provincia Dacia și tot Totodată centrul politic, economic, militar și cultural al acesteia. Festivalul Romana Pulum, organizat anual, atrage mii de vizitatori din țară și străinătate.